Găsit, doamnelor și domnilor, se vorbește foarte mult zilele astea de fake news, știrile false. Ei, noi avem o știre adevărată, dar despre un preot fals, un bărbat care pretindea că e preot și că tratează probleme intime, a fost reținut de polițiștii din București. Falsul preot profita de vulnerabilitatea unor oameni aflați la ananghie, le spunea că poate oficia slujbe pentru însănătoșire și îmbogățire, în schimbul unor sume de bani. Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 16.000 de lei. Icoanele, de unde au ajuns la dumneavoastră acele icoane din patrimoniu? Mai aveați și alte persoane care v-au femeile care v-au dat bani și credeau în dumneavoastră? Ce aveți să le spuneți? Dacă bărbatul din imagine v-a călcat pragul, aflați că nu este nici de cum preot așa cum pretindea. Potrivit polițiștilor, Valentin Moscalu, căci acesta este numele său, acționa atât în București cât și în alte județe, spunând că este preotul arhimandrit Veniamin de la Muntele Athos. Sub această calitate auto-însușită a oficiat diverse slujbe bisericești în scopul însănătoșirii enoriașilor, a îmbogățirii acestora, precum și pentru rezolvarea unor probleme intime. În schimbul serviciilor primite, enoriașii trebuiau să plătească. Moscalu le spunea oamenilor că banii sunt necesari pentru construcția unui schit pe munte. O jumătate de an. Atât a convins-o falsul preot pe o femeie să-l găzduiască. În locuința credincioasei, bărbatul în vârstă de 57 de ani a ținut slujbe religioase pentru ca femeia să poată face copii. Pentru serviciu a primit peste 600 de lei. Polițiștii mai spun că bărbatului i-au fost încredințate pentru a le sfinți mai multe bijuterii. Odată date, enoriașii nu și-au mai văzut însă bunurile niciodată. În total, din datele pe care le-au până acum oamenii legii, 9 persoane au căzut victime falsului preot, iar prejudiciul total pe care acesta l-a creat este estimat la 16.000 de lei. În urma investigațiilor, la domiciliul acestuia au fost găsite și două icoane de patrimoniu furate în urmă cu aproximativ 3 ani de la o mănăstire din Sinaia. Potrivit unor surse judiciare, bărbatul are numai puțin de 3 pagini de cazier. E acuzat de furt, înșelăciune și trafic de influență. Da, vreo 3 pagini de cazier, dar era bine mersi și oamenii îi dădeau bani ca să-i ajute. Până la urmă, despre asta este vorba. Vă prezentăm invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Avem foarte multe subiecte pregătite pentru cele două părți ale emisiunii. Alături de mine, domnii Anton Hader, președinte Alma Mater, Bogdan Bărbuceanu, avocată, și Cătălin Antohe, jurnalist la cetățeanul.net. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Domnule avocat, ce se cheamă asta? Înșelăciune? Bine, sunt mai multe infracțiune acolo. Sigur, înșelăciune, dacă ne raportăm la infracțiunea din codul penal, sunt într-un dintre elementele constitutive ale acesteia, în speță înșelăciune. Pedeapsa de la 2 la 7 ani. Acum, cred eu că este o culpă și a enoriașilor, care ar fi trebuit să-și cunoască duhovnicul, nu? Adică nu apelezi așa la o persoană care știi că nu face parte din parohie. Păi, și care face slujbe pentru probleme intime și alte chestii de genul ăsta. Cu atât mai mult. Dar sigur, va răspunde dacă există plângeri penale făcute de persoane vătămate, formulate de persoane vătămate, va răspunde penal pentru înșelăciune. Înțeleg că are un cazier destul de amplu și pe care și alte dosare pe rost. Și cu toate astea era bine mersi, foarte accesibil, oamenii puteau să ajungă la el foarte ușor. Ele lua banii, că persoanele care au un asemenea comportament infracțional știu de unde să-și racoleze victimele și știu cum să se facă promovate. Acum, repet, cred că este și vina acelor victime, că nu și-au luat informații suficiente și n-au apelat la biserica de care aparțin. Păi, vorba aceea, domnule profesor, există cerere și există și ofertă, nu? Adică oameni dispuși să creadă în tot felul de prostii și alții dispuși să le ofere tot felul de chestiuni din astea, slujbe pentru probleme intime și alte trăznei. Orice este posibil, nemernicii, hoții, oricum lumea nu se așteaptă din partea preoților să se ajungă la așa ceva, dar cum vedem și în lumea aceasta a preoților, sunt fel și fel de pseudo-preoți, păcătuiesc și în fața legii și în fața lui Dumnezeu, dar probabil ei cred că fiind mai aproape de Dumnezeu prin faptul că știu câteva rugăciuni, iartă mai repede decât pe noi. Mai în altă ordine de idei, vorba unui om de la țară care credita totuși cu elemente de înțelegere pe preotul care fusese prins cu o ibofnică, zice, ieși și ei oameni, domnul profesor. Așa. Adică dacă ieși și ei oameni, pot să, așa, pot să mai și facă prostii, sunt convins că sunt cazuri rare în lumea preoților. Păi, vorba e asta, nu? Serios. Cum spune popa, nu se face popa. Face popa. Sunt cazuri rare, n-am auzit așa decât a rare ori, dar când apar cazuri de acest tip, evident, lumea
stresare, se gândește la, la păcatul lui. Prin toată țara există tot felul de călugări. Unii dintre, chiar a fost un scandal în care a fost implicată Biserica Ortodoxă. Călugărul nu-i preot, adică călugări, e în lumea lor. Sunt călugări care strâng bani pentru mai știu depinde. Ce mănăstire, pentru Catedrala Neamului. Omul, bineînțeles, vede o față bisericească și zice, da, domnule, uite să-l ajut, să dau bani pentru Catedrala Neamului. Bineînțeles, e convingător, nu? Când îl vezi îmbrăcat așa, are un anumit aspect și domnul respectiv, vedeți, arăta om serios așa. Da, chiar arată preos adea, adică ce să mă... Cum să nu? E scurce o vorbă, la fiecare două minute se naște un fraier, trebuie să știi să-i găsești. Aia apar singuri. Cam aici. Mă întreb cum te-ai putea păzi de astfel de oameni, să le cere legitimație, să li se facă legitimații, insignei, cu soane. Să jure pe Biblie. Poate că ar trebui biserica să găsească o variantă. Să ceară chitanță pe sumele pe care le dau acestor oameni. A, da. Pentru că și dacă e preot, din câte știu eu, trebuie să emită o chitanță. Păi nu știu, se dă chitanță? Se dau chitanță, dar de multe ori se dau scrise chiar cu roșu și fără copie, deci nu. Dar n-ar trebui să existe, tocmai ca biserica să nu aibă probleme de acest gen, să existe anumite chestiuni cumva să poarte însemnele bisericii ortodoxe sau ale patriarhiei. Să știu foarte clar, uite, ai patalama asta. Pe chitanță apare... Inclusiv hainele sunt niște pe chitanță să știți că apare... Nu poți să îți face singur un veșmânt din ăsta. Și orice însemne se poate face, nu e o problemă. Eram într-o stație de troleibus cu ani în urmă și trece unul pe lângă mine, se vedea că e puțin lovit așa și zice, și eu eram nervos puțin, așa mă plângeam cu diplomatul în mână, ce auzi, domnul, ce nu oricine are diplomat, e ceva de capul lui. Așa și cu, i-a zis corect, are dreptate, adică nu oricine poartă diplomat înseamnă că e și mare om de știință sau nu știu ce. Dom'le, omul a zis o vorbă de duc, așa și aici, cine, oricare om cu straie bisericești pe el e robul lui Dumnezeu și trimis Dumnezeu pe pământ. Plus că a mai fost un caz acum, cred că vreo 2 ani, cu icoanele acelea false, cu Arsenie Boca, nefiind... Irina, sunt mai rare decât în lumea profană. Sunt mai rare. Sunt, dar e trist dar că... E o zonă de oameni șochează, vulnerabili, asta e problema. Șochează întâmplările astea din lumea asta a lor. Tocmai pentru că te pentru duci că, acolo pentru ca că la... e un public format din oameni vulnerabili, format din oameni bolnavi, care se pot duce la un preot fals, la un vraci, la un vindecător, la tot felul. E cam aceeași situație. Oameni care obiceiul pământului. Promit să te salveze. E obiceiul pământului, să dai bani la preot, așa cum e obiceiul să dai bani sau cadouri la medic. Unii primesc, alții nu. Personal nu am văzut niciodată un preot care să refuze sau să-ți dea fără, să primească bani fără să-ți dea chitanță. Preoți care să-mi dea chitanță la ce am găsit. Nu știu dacă le-a părut bine sau nu. Dar acesta este cât timp va fi acest obicei a oamenilor ca să dea bani către biserică, atunci vor fi toate celelalte, inclusiv escroci, toate celelalte probleme. Da, noi am solicitat punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române, al Patriarhiei mai precis. Încă nu am reușit să dăm de domnul Bănescu să ne spună care este poziția oficială a bisericii, pentru că mai avem un caz pe care l-am pregătit pentru a doua oară. Dacă a doua oară, Irina, e preot cu acte în regulă? Nu e preot cu acte în regulă. Nimic, adică n-are decât figura. Nu. E doar o figură, ca așa oricine se va duce unde a zis domnul Bărbuțeanu, acolo unde e locul, adică... Dar, în foarte scurt timp, sper să obținem un astfel de punct de vedere, pentru că e în primul rând păgubos pentru biserică, sunt oameni care au nevoie de ajutor, care au nevoie de sprijin și care pot fi folosiți, iată, de către, pot fi folosiți de către acești preoți falși. Totul se anunță după aceea poliția, dacă se mai prind că e ceva în regulă. Da, din păcate avem parte numai de astfel de știri în general din zona bisericii. Ar fi foarte util ca biserica să facă mai multă popularitate, chit că ei spun că nu se cade, și actelor de binefacere pe care le fac în toată țara. Domnul Antoine, știrile astea mai rele contează și din educație se dau alea mai proaste. Dar nu se difuzează oricum nici celălalt. Asta nu se difuzează. Lumea, dar purtătorul de cuvânt al Patriarhiei este în legătură telefonică directă cu noi, domnul Vasile Bănescu. Bună ziua, domnule Bănescu! Sărut mâna, distinsă doamnă Pețaru, îi salut și pe distinși și dumneavoastră oaspeți din studio. Domnule Bănescu, ce poate să facă biserica? Pentru că nu este primul caz de acest gen și sunt foarte mulți oameni ușor de păcălit, oameni săraci, oameni bolnavi. Au mai fost și acei călugări care se dădeau din partea bisericii și strângeau bani pentru Catedrala Neamului, de exemplu.
Da, tabloul acesta este și sumbru și ridicol în același timp. Cu toții am văzut pe stradă uneori călugări cerșind. E o imagine perfect regretabilă. Acești așa ziși călugări, în majoritatea lor, cred că sunt pseudo-monahi, pentru că vă asigur că nicio mănăstire serioasă nu-și trimite călugării să cerșească pe stradă prin București. De aceea autoritățile și îndemn personal la lucrul acesta să-i legitimeze și să se asigure că acești oameni chiar fac parte dintr-o mănăstire și dacă fac parte dintr-o mănăstire, e bine ca mănăstirea respectivă să fie sesizată, pentru că e posibil ca ei să fi plecat de acolo fără aprobarea starețului sau a stareței. Cazul de la care faceți referire este unul cu atât mai trist cu cât s-a dovedit clar că era vorba de un șarlatan și ce pot să vă spun? Primul criteriu sau primul lucru suspect legat de aceste persoane este faptul că cer bani. Repet, nicio mănăstire nu-și trimite pe străzile unei capitale sau ale unui oraș oameni care să cerșească bani, pentru că mănăstirile, ca și alte biserici, primesc în limita posibilului bani de la bugetul autorităților locale, de la bugetul intern al Patriarhiei Române pentru renovările respective și nu altfel. Dar, în contrabară, domnule Bănescu, este posibil ca acest domn, acest bărbat care se dădea preot, să fi fost preot anterior, pentru că au mai fost și cazuri de acest gen, preoți care au comis diverse greșeli, da, și au fost caterisiți, cred că ăsta este termenul, și nu mai sunt membrii ai Bisericii Ortodoxe Române. Da, este foarte posibil. Abuzul purtării de însemne religioase, purtarea frauduloasă a uniformei, știm bine că se sancționează chiar de către stat asemenea lucruri. În cazul de față am auzit că preotul respectiv, așa zisul monah, se recomanda ca fiind de la o mănăstire din muntele Athos. No. Asta mi s-a spus. E, cum să mai verifici aici? Nu mai e cum să verifici. Da, e cu atât mai dubios, mai ales că vorbim de o mănăstire din Grecia. Ce mănăstire din Grecia și-ar trimite un călugăr să cerșească în București? E realmente foarte transparentă șarlatania respectivă. Dar imaginea domnule Bănescu este exact ca unui preot. Oricare dintre români poate să fie înduioșat, înduplecat de starea lui. Uitați-vă cât s-a chinuit să-și lase barba. Eu cred că a făcut parte cândva dintr-o entitate din domeniul bisericii. Da, s-aș întreba, poate dintr-o mănăstire, poate, eu știu, a avut o tendință să meargă și nu i-a reușit. Pentru că... Da, există persoane care duc carta travestiului până la rafinament. Probabil că era una dintre ele. Și noi ce trebuie, dumneavoastră, ce le recomandați românilor? Să nu se aplece asupra unor asemenea situații, nu? Absolut, le recomand multă circumspecție. Dacă doresc cu adevărat să facă o donație, e bine să-l întrebe pe personajul respectiv de la ce mănăstire vine, să ceară numărul de telefon al mănăstirii respective și să se asigure cu adevărat că banii respectivi ajung la o mănăstire. Dar sfatul meu este să nu ofere bani persoanelor care cerșesc pe stradă în numele bisericii. Are o întrebare pentru dumneavoastră și avocatul Bogdan Bărbuceanu, dacă se poate. Vă salut. Spuneați dumneavoastră că aceste persoane ar trebui legitimate și vreau să vă întreb dacă un călugăr care aparține în mod oficial unei mănăstiri posedă un tip de legitimație, un act emis de Biserica Ortodoxă sau de mănăstire? Nu posedă o legitimație, dar se poate legitima cu buletinul și, evident, dacă afirmă că face parte din obștea unei mănăstiri, se poate verifica la mănăstirea respectivă numele lui. Adică oricum nu este o procedură mai greu, sigur că omul de pe stradă e aproape pus în imposibilitatea de a face această verificare. Știu, dar repet, nu există în tradiția Bisericii Ortodoxe Române cerșetoria. Din păcate, asistăm la o formă de cerșetorie, pentru că despre asta vorbim până la urmă. Da, dar omul poate fi înduioșat. Și totuși, domnule Bănescu, inclusiv în săvârșirea unor, așa zis, servicii religioase, și totuși, ceea ce e cu atât mai grav. Și totuși, domnule Bănescu, românul e bun la suflet. La toate stopurile mai găsești semeni, nu din
categoria despre care vorbim, miloși, sadea, cunoscuți, da, care au, își fac veacul în același loc de ani de zile, înseamnă că meseria asta funcționează. Dă rezultate, domn. Să stai acolo. Bun. Din păcate. Mergem să mai departe. Să ne amintim că nu doar România este și Occidentul invadat de astfel da, de persoane. Da, e adevărat. Păcate, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult, domnule Bănescu. Vă propun să mergem mai departe.